Preacucernice Părinte, Paroh, drept slăvitor creștin. Ce este a creștinului, Preacuvioase Părinte Iustin? A creștinului, Tată, este crucea. Ne răspundea la un moment dat, cu mai mulți ani în urmă, Părintele Iustin Pârcu de la Mănăstirea Petrovoi. Dar de ce, Părinte Duhovnic, este a creștinului crucea? Auzi, Tată, ce zice la Evanghelie? Cel ce se va rușina de mine, aici pe pământ, și eu mă voi rușina de el în Împărăția lui Dumnezeu, înaintea Tatălui și a Sfinților Săi Îngeri. Și ce a luat când a venit Hristos pe pământ? Crucea. Pentru noi, nu pentru El. Și s-a răstignit pe ea și a murit pe ea pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Și atunci, noi suntem datori să ne luăm crucea și să ne ținem de Hristos. Altminteri, lepădându-ne de cruce, ne lepădăm de Hristos și viceversa, lepădându-ne de Hristos, ne lepădăm și de cruce. La Părintele Iustin Pârhu și la mari părinți ai Bisericii și sfinți ai Bisericii sau părinți duhovnicești, lucrurile erau cât se poate de clare. Dovadă faptul arătat în viața lor, în viețuirea lor, în felul sau în modul în care și-au petrecut ani aici pe pământ. În nevoință, în rugăciune, în post, în ascultare și în asumarea cu toată responsabilitatea crucii. Și-au asumat-o cap-coadă. Nu s-au lepădat niciun moment de ea. Și n-a fost ușoară. Noi oamenii suntem, noi creștinii suntem legați prin multe fire sau legături de cruce. Legați fiind de cruce, suntem legați și de moarte, dar legați fiind de moarte, suntem legați și de înviere. Noi astăzi am ajuns la jumătatea postului care nu ne va duce pe noi la moarte, sau mai bine spus, nu ne va opri la moarte, ci ne va duce la înviere. Postul cel mare nu este un post al tristeții sau al întristării pentru că a murit Hristos. Postul cel mare trebuie să fie un post al abstinenței pentru a muri noi păcatului și a învia odată cu Hristos. Și atunci, astăzi, când suntem la jumătatea postului și în fiecare an Biserica a rânduit în Duminica a treia a postului a fi cinstită Sfânta Cruce, închinată fiind această Duminică Sfintei Cruci, se și numește Duminica Sfintei Cruci, am luat cu toți aminte la momentul potrivit al Sfintei Liturghii că s-a citit pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, capitolul 8, versetele 34 până la 38 și capitolul 9, versetul 1. Și începe și se sfârșește această pericopă evanghelică cu cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să murmeze mie. De aceea noi trebuie să înțelegem că încercările pe care le avem în viață fac parte din crucea pe care noi trebuie să ne purtăm. Potignelile sau piedicile pe care le avem în viață sunt parte din crucea pe care noi trebuie să ne însușim. Păcatele și patimile noastre trebuie să le răstignim pe crucea vieții noastre. Murind astfel păcatului și patimii și înviind odată cu Hristos în viața cea veșnică ce începe încă de aici, de pe pământ. N-avem cum să fugim de cruce. Dacă vom fugi de cruce, vom fugi de fapt de Hristos.
Și dacă ne vom rușina de Hristos, și El se va rușina înaintea lui Dumnezeu și a Sfinților Săi Îngeri, la a doua Sa venire, într-o slavă, la judecata cea din urmă, să obștească. Și vai nouă atunci, tuturor celor care ne-am rușinat înaintea crucii, sau ne-am rușinat înaintea lui Hristos, sau ne-am rușinat înaintea Bisericii, neslujindu-L pe Hristos, neapărând Biserica și neînchinându-ne cu Sfânta și Dumnezeiasca sau Dătătoarea de Viață cruce. Ce vom răspunde noi atunci? De-al minter, crucea pe care trebuie să o purtăm, până la urmă, să știți că o purtăm. O putem purta în două moduri. Cu Hristos, și este mult mai ușoară și binecuvântată și de viață dătătoare și folositoare sau ziditoare nouă, sau fără Hristos și vai nouă, unde ne va duce sfârșitul vieții în condițiile acestea. Vedeți oameni sărmani care se ambiționează ei, crezând, convinși fiind că ei le pot face singuri. Ei le dreg, ei le repară, ei le strică, ei le așează la loc, ei fac, ei desfac. Ei sunt puternici peste ziua de astăzi și mai mare zilelor de acum și se încred în banii lor, în slava lor, în avuția lor, în puterea lor, în funcțiile lor, în domniile lor, în averile lor. Și zic că n-au nevoie nici de cruce, nici de Hristos, nici de astea de ale bisericii, de ale popilor. Astea sunt bazme și povești pentru ei. Și le fac ei. Și vedem cum le fac și mai ales cum le desfac. Pe de altă parte, cel creștinul care se însoțește cu Hristos și își asumă și își ia crucea și vrea să-i urmeze lui, străduindu-se în acest sens, cu toate greutățile pe care le are, în pofida tuturor piedicelor sau ispitelor pe care are parte, până la urmă îl vedem biruitor. N-avem noi răbdare și de multe ori zicem, dar când, dar până când? Unii dintre noi sau dintre ei probabil nu vom birui aici. Dar fiți convinși că toți cei care ne-am ținut, dacă ne ținem cu adevărat de Hristos, vom birui dincolo. Sigur, oamenii ajung la capătul puterilor, la capătul sau la limita răbdării, dar totuși, mai trebuie să reținem ceva. Că dacă nu înțelegem, nu avem capacitatea și dacă singur nu avem, dar trebuie să ne sfătuim, că de aceea avem părinți duhovnici, părinți duhovnicești, de aceea avem Sfânta Scriptură, de aceea avem învățăturile și scrierile Sfinților Părinți. Că dacă nu vom înțelege de ce Dumnezeu ne dă și ne îngăduie tot felul de probleme și situații în viața noastră, ne învățând nimic înseamnă că încă nu suntem lămuriți și convinși că aceea este crucea noastră și că trebuie să ne-o ducem și că are și un scop educativ și un scop pedagogic. Că sigur am făcut noi ceva cândva, undeva, de ni se întâmplă lucrurile așa. Toate lucrurile au cauză și efect. Noi trebuie să intrăm în lăuntrul nostru, să ne cercetăm conștiințele și mințile și inimile noastre și să vedem unde, când sau ce anume am greșit. Că Hristos îngăduie încercările care fac parte din crucea noastră, în viața noastră, pentru întoarcerea și îndreptarea noastră. Vedeți că după câte un eveniment, câte o încercare în viața noastră, deschidem ochii mai larg, stăm și medităm sau gândim mai mult, reflectăm mai profund. Cu alte cuvinte, suntem posibili să fim deja puși pe drumul cel bun, pe calea cea bună.
Și sunt oameni care atunci când apucă această cale, se țin de ea și se țin pe ea, merg pe ea. Aceia sunt oamenii care au înțeles de ce brațul drept al crucii a adus ispita respectivă sau i-a îngăduit ispita respectivă sau brațul stâng al crucii sale, greu și el îi aduce sau i-a adus problema sau necazul respectiv sau boala sau neputința. Problema este următoarea. Să nu ne ambiționăm să ne ducem propria cruce doar noi singuri. Sigur, stă crucea noastră în responsabilitatea și în răspunderea noastră. Este a noastră în dreptul nostru, a fiecăruia în parte. Dar pentru a o purta așa cum trebuie și pentru a ajunge cu ea la bun sfârșit, până la capătul drumului nostru, trebuie să-i cerem ajutor. În primul rând, lui Dumnezeu, și apoi bisericii și comunității, părinților, slujitori și duhovnici și celor de lângă noi, semenilor noștri, căci trebuie să ne purtăm sarcinile unii altora, ca astfel să ajungem toți biruitori în Hristos. În condițiile în care El ne încurajează și spune, luați jugul meu, că este bun și sarcina mea este ușoară. Și veniți la mine toți cei osteniți și împovărați de greutatea crucii voastre și eu vă voi alina și odihni pe voi sau mântui pe voi. Cu Hristos putem și suntem totul, fără de El nu suntem și nu putem face nimic. Nici măcar dacă avem impresia că putem sau că facem, suntem ca un vas aflat în naufragiu sau în derivă. Este foarte greu uneori. Ne este foarte greu. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, convinși fiind că doar la mâna și la mila Lui am mai rămas, să ne ajute în toată această vreme învolburată. Când dincolo de toate, parcă ni s-a luat liniștea. Parcă nu mai avem liniște și tihnă deloc. Ne zăpăcesc toate câte se întâmplă în jurul nostru. Ne bulversează. Ne dau peste cap. Căci se dau peste cap toate. Și valori, și principii. Totul este dat peste cap. Întors cu fundul în sus. Cu capul în jos. Toate au ajuns să fie, să zicem, negrului alb și albului negru, binelui rău și răului bine. De aceea suntem chemați și îndemnați să ne purtăm crucea și să ne ajutăm unii pe alții în purtarea crucilor noastre. Cruci pline de provocări, de tulburări și de sminteri. Însă acest lucru nu vom putea face dacă nu ne vom pune cu totul nădejdea în Dumnezeu, în crederea în El, cerându-i Lui ajutorul, rugându-L pe El să vină precum odinioară Simon Cirineanul să ne ajute în purtarea crucii noastre. Fiecare dintre noi plângem și deplângem multe din problemele din viața noastră sau din jurul nostru. Plângem pentru ele, datorită lor. În momentul în care vom ajunge să ne plângem propriile păcate, vom începe să scăpăm de plânsul datorită greutăților și a necazurilor noastre. În acel moment al spovedaniei, al pocăinței, al convertirii noastre, vom înțelege că e atât de frumos să-ți porți crucea împreună cu Hristos. Că e grea, dar totuși parcă nu mai e atât de grea. Nici ușoară, dar nu imposibilă. Că imposibilul se face posibil. Că asprimea ei sau greutatea ei se estompează.
pompează, ori se diminuează, se reduce. Și-l vezi pe câte un om sărmanul, zicem noi sărmanul, care poate că astăzi are o franzelă pe masă și aceea primită în dar. Dar îl vezi cu fața luminoasă, radioasă și îl vezi liniștit și tihnit. Noi creștinii nu suntem niște oameni defetiști, oricare ne resemnăm, și nici pesimiști sau sceptici, dintre aceștia care nu mai vedem decât negrul în fața ochilor și zicem, de Doamne, asta e soarta, asta e crucea, asta mi-e crucea, asta e, asta o duc. Nu. Noi primim crucea grea, mare, mică, ușoară, cu demnitate. Și mai ales cu nădejde și cu încredere că nu o ducem singuri. Și că până la urmă cea mai mare parte a ei, unde este greutatea ei cea mai mare, este dusă și purtată de Hristos. Doar să-L chemăm în viața noastră, să-L primim și mai ales să-L păstrăm în viața noastră. Să-I cerem ajutorul, să-I cerem binecuvântarea și mai ales să ne rugăm să ne ierte de păcatele care au contribuit și contribuie la îngreunarea propriei noastre cruci. Propriile noastre păcate apasă și contribuie la greutatea propriei noastre cruci. De aceea, un om înțelept este cel care își duce crucea. Am întâlnit un om căruia i-a murit soția într-un accident. I-a murit o fiică de un cancer din acesta galopant. Nu știu ce i s-a mai întâmplat cu mama. La un moment dat avea 4-5 răposați unul după altul. Dar numai soție, copii, părinți. Am zis, și alții probabil ar fi zis, că unul ca acela trebuie să fie un depresiv, un deznădăjduit, un om care să nu mai vrea să trăiască, să nu mai aibă motiv să trăiască, om adminte tânăr, până în 50 de ani, 50 ceva, acolo, în jurul ori vârstei de 50 de ani, și care să zică, da, ori să dea într-o patimă, a beției, a alcoolului, a, știu eu câte patimi sunt. Și totuși omul acesta își duce, îl cunosc, își poartă crucea lui cu toată demnitatea și a reconfigurat, ca să zic așa, traseul vieții sale, s-a resetat, se ține de biserică, se ține de Hristos, se ține de slujbe, îi poartă de grijă nepotului de la fiica ce-a murit, poartă de grijă celorlalți copii și celorlalți din familie, se îngrijește de toate, să luptă și încearcă și chiar reușește să meargă mai departe. Căci viața își urmează cursul ei. Mergând mai departe. A înțeles și înțelege că are o socoteală Dumnezeu cu el, el are o misiune și o menire aici pe pământ și când stai de vorbă cu el, găsești mult echilibru, înțelepciune, rațiune, luciditate, că omul plânge și își plânge soția și fiica și părinții. E firesc să plângă, dar omul, între timp știu că a pierdut și serviciul, s-a îmbolnăvit și el, dar acum uitați că este și a revenit. Și mi-a spus, numai Dumnezeu mă ajută și mă scoate și m-a scos din toate și eu m-am predat Lui. Mi-am încredințat toată viața mea Lui, de aici încolo. Și am zis, și îmi zic când mi-este greu, Doamne, Te rog, ajută-mă Tu, preia Tu. Că nu mai pot duce crucea. Și îmi vine gândul cel bun, soluția și rezolvarea la problema în cauză,
în nici 24 de ore, caz concret. Puteți spune că nu e Dumnezeu acolo? Puteți spune că un om ca acesta, creștin, discret, dar concret, în biserică, n-a înțeles că nu are alt drum către Dumnezeu decât prin cruce și moarte ca să ajungă la înviere și viață? Și nu stă omul să se lamenteze, nici să se plângă, nici să cadă în derizoriu făcând permanent pe victima, ci, cu demnitate, caută soluții, merge înainte și își vede de drumul vieții sale înainte. Acesta e un creștin. Poate ziceți că e un portret ușor robot, un profil așa, oarecum teoretic. Nu. Așa fac creștinii. Se țin sănătos de biserică, se țin cu adevărat de Hristos, se țin în mod sincer de rânduială, se sfătuiesc cu duhovnicul lor, se spovedesc, se împărtășesc, cad, se ridică, dau cu capul de pământ, dau cu capul de pereți, merg înainte și își duc crucea și viața înainte cu demnitate. Pe un om ca acesta cel mai poate speria sau mișca. Dacă îți vezi soția în sicriu, fiica în sicriu, părinții, ce te mai poate mișca? Sau dacă în momentele noastre de greutate ne vom uita la Hristos în icoană, vom vedea dincolo de fatalismul problemei respective sau în cazul respectiv, de impasul în care credem că am ajuns și de care nu putem trece, dincolo de el, nu mai existând nicio soluție, nicio cale de ieșire, de rezolvare, de depășire, de gestionare a crizei respective. În momentele acestea de greutate, de asemenea încercare sau cumpănă, uitați-vă la icoana lui Hristos, de fapt la Hristos. Și El vă asigur că în următoarele minute cel puțin vă va liniști. Și ușor, ușor, încet, dar sigur, vă va lumina și vă va da soluția ieșirii din impasul respectiv. De aceea, mare atenție că vremurile sunt extrem de amestecate și de confuze sau de tulburi. Noi să ne ținem de Hristos. Noi să ne purtăm cu demnitate crucea noastră, să ne vedem de treaba noastră și să ne punem nădejdea în El. Să ducem și cealaltă jumătate sau parte a postului în continuare, petrecând-o cu multă sfințenie și nădejde și credință și dragoste față de aproapele, în post și în rugăciune, și în mintea noastră focusată sau canalizată către Dumnezeu. Și celelalte ale vieții, nu puține, nu ușoare, veți vedea că fiecare, rând pe rând, vor fi așezate și rânduite de Dumnezeu după a sa voie, dacă noi ne vom duce viața și crucea noastră după a sa voință, ca astfel să ajungem cu ea dincolo de Golgota acestei vieți a noastre și dincolo de mormântul vieții noastre în învierea lui Hristos, care să fie și învierea noastră a tuturor încă de aici pe pământ și așa să rămână cu noi, în noi, pururea în ceruri, în împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.